dimineața, dragii mei! Bine v-am găsit și vă doresc un Crăciun fericit la toată lumea și un an nou mai bun care o să vină să vă aducă fericire și bucurie în viața voastră. Mă bucur mult că în ziua de Crăciun mi-s alături de voi și vă pot saluta și transmită multă sănătate, salutări și numai urări de bine. Noi ne-am trezit, bineînțeles, și acum vrem să pregătim un platou să mâncăm. Și ce am zis? Eu deja adevărul că m-am pus să le fac și am zis, mă, să împărtășesc cu voi. Și să vă salut și să uitați să împărtășesc cu voi. Deci aici acum am pus eu pe masă să fac platou pentru noi să mâncăm, să rămână pe masă. Așa am zis că să vi-l arăt. Și în același timp și să vă salut și să vă transmit salutări și urări numai de bine. Vă salutăm, vă spunem Crăciun fericit, sărbători fericite tuturor, Dumnezeu să vă binecuvinteze și am zis să facem împreună platoașele pentru masa de Crăciun, bineînțeles. Mulți dintre voi deja știu ingredientele, le-am prezentat într-un video anterior și acum doar încercăm să ornăm cât ne pricepem și noi aceste platouri. Le punem pe ceva, deci nu lăsăm așa, le-am tăiat felii, eu adevărul că le-am început să le fac și m-am gândit, mă, hai să împărtășesc cu voi. V-am arătat și cumpărăturile, v-am arătat tot, de ce să nu vă arăt și platoașul nostru? Și acum, bineînțeles, eu deja am început să pun două platoașe, așa cu ce avem noi aici, ce am cumpărat. Aici am tăiat eu maioșul și am și cârnațul tăiat și clisa. Deci am tăiat clisa, cârnațul și maioșul. Și acum o să începem să facem o să fac cu cârnaț. Pun cârnaț roata. Că avem destul. Spuneți-ne ce faceți voi de Crăciun, cum îl sărbătoriți. V-am spus că și asta e o zi care trece, bineînțeles. Este ovală și atunci eu vreau să le pun rotund și ea alunecă. Și acum, bineînțeles, roata punem că în mijloc o să vină altceva. Uitați ce clisă avem noi cu boia. Să nu alunecă, să acoperă cârnațul. Asta vrem noi așa pentru noi să o facem. Nu-i ceva special, e ceva normal, obișnuit, pentru casă, nu-i... Uite ce bine arată șunculița asta. Și aici mai vine o bucățică. Așa. Da? Adică e cotleta fumată asta. Eu le tai așa lung. Uitați așa și le punem exact pe mijloc. Pe două rânduri le punem. Să fie mai groasă. Că dacă vine pe mijloc. Așa. Asta o să lăsăm pe platoul ălalalt. Ce carne mai avem? Ce mai avem? Tobă. Ei, da. Unde e toba? Că nu aici. Tobă.
Uitați ce fain e, cum arată. Luăm care piele. Luăm pielea jos. Uitați așa. Le punem deoparte. Și bineînțeles, tăiem și toba, tot așa, dacă tot am început așa lung, le facem și asta tot așa lung, uitați. La Maria îi place foarte mult toba și la Mihai, eu nu prea mânc, sincer. Punem și toba. Așa. Acum o să punem roșii, brânză. Mai avem, mami, ceva ce n-am pus? Șuncă, ceva? Deci o să tăiem brânza. Uitați ce bine arată brânza. O să tăiem niște felii de brânză. Care le tăiem tot așa în lung. Acum nu o să iasă la fix, fiindcă gândiți-vă că nu-s drepte, e-s rotund, ovale, toate mărimile. Să știți că Miri e bolnavă, tușește. Ați auzit? Ea tușește, Miriam nu se simte bine. Urăcit. Așa că am pus și brânza. Câteva feliuțe. Și acum o să punem și roșii. Tăiem așa din asta. Măsline, imediat. Și așa arată platoul nostru. Mai punem niște ardei numai și suntem gata cu una. O să mai facem încă una și gata. Uitați, așa. Să punem mai mult roșu. Mai văd unde nu este. Aici. Și uitați, cam așa arată platou. Una și o să mai, cum v-am zis, mai facem încă una. Deci asta este un platou. O să punem și niște verdeață, care bineînțeles. Bună seara, eu filmez acum. Nu știu dacă v-a spus Maria, candelabrul nostru e cu probleme și filmăm de la lumina telefonului. Nu, becurile s-au ars, nu știu ce s-a întâmplat. Și acum dați seama că trebuie dat jos și deocamdată nu se poate. Eventual, după Crăciun. În bucătărie stăm așa. Să facem ceva improvizații, să vedem, am ceva beculețe mici aici. Cu baterii. Dacă vedeți, numai beculețele astea roșii micuțe. Dar alea puternice. Deci cam așa arată platoul nostru. Asta o să punem deoparte și mai facem una. O să vă arătăm la final pe amândouă. Și al doilea platou. Nu-mi place ce are aici. Da, le facem mai așa cumva.
Așa. Ce să mai pun, că n-am ce să mai pun. Păi ajunge ce să mai pun. Da. Cam așa arată, facem un pic de loc, dragii mei. Pare rău că se vede așa mai rău. Asta e. Deci, uitați, am făcut două platoașe din asta așa, cum am știut noi, bineînțeles, nu-i mare lucru, e simplu, am făcut numai pentru noi dimineață să mâncăm, n-am făcut pentru musafir, n-am făcut pentru prezentar, am făcut-o pentru noi. De aici mâncăm noi, am făcut mai mult, uitați, pentru fete, așa, un pic să încântă ochii. Noi, nu știu ce, asta am cumpărat noi, asta avem, asta mâncăm dimineața. Acum Dumnezeu să fie cu voi, cu noi, să faceți și voi, să mâncați și voi, să fiți sănătoși, Dumnezeu să vă dea sănătate, bucurie, Crăciun fericit, să aveți toată lumea, bucurie și fericire la toată lumea. Vă iubim! Să fiți sănătoși, să mâncați și voi mai bine ca noi, nu ca noi. Așa că sper că v-a plăcut platoașul nostru, așa arată, prăjiturile v-am arătat, o să vă mai arătăm și pe masă, nu acum, o să arătăm în alt videoclip sau o să vedem noi, oricum ne mai vedem, o să vă mai intrăm cu voi și mai vorbim și vă mai arătăm mâncare. Mai am de prezentat normal mâncărica care o fac. V-am spus că nu vă spun, dar o să vedeți, să vedeți ce bunătate. Și o să, dacă rămâneți lângă noi, o să mai aveți ce vedea. Așa că nu vă mai țin, dragii mei, mult. Așa arată platoul nostru. Sper că vă place. Vă doresc un Crăciun fericit, sănătate multe. Vă pup! Poftă bună și vă spun la revedere! Doamne ajută!